Bine te regăsesc! Ți-am pregătit un material pentru recapitularea pronumelui personal. Pentru început, îți recomand să te pregătești pentru test prin vizionarea videoclipului de pe pagina următoare. Abia apoi să treci la rezolvarea testului de 10 întrebări. Mult succes! Pe lângă persoană, număr și gen, flexiunea pronumelui cuprinde distincții în funcție de forma accentuată sau neaccentuată. Formele neaccentuate se numesc și clitice. Aceste forme neaccentuate sau clitice pot fi neatașate de verb, adică de cuvântul suport, ca în exemplul îți răspund la întrebare, sau pot fi atașate de verb prin cratimă, ca în exemplele ți-am răspuns la întrebare, răspunzându-ți, ai aflat ce te interesa. Pentru a identifica formele accentuate și clitice ale pronumelui personal la cele trei persoane, la numărul singular și plural, îți propun o tehnică bazată pe întrebările cine, cui, pe cine, adresate verbului din enunțuri în care verbul este la timpul prezent, la timpul perfect compus și la o formă nepersonală numită gerunziu. Te las să descoperi formele pronumelui personal accentuate și neaccentuate la toate persoanele.